Mihai Stancu și colegul meu Gabi, suntem amândoi software developer la iQuest. Și, așa cum a spus colegul nostru, o să prezentăm o introducere în hands-on, în machine learning, cu aplicații practice. În agenda, o scurtă introducere de ce e AI, la ce ne folosește, tipurile principale de AI, ca să fiu sigur că suntem toți pe aceeași lungime de undă, o scurtă introducere în deep learning și diferite alte tipuri de rețele neuronale folosite astăzi în practică, și care aduc multă valoare la multe industrie. Formă, tool-uri și resurse pe care le putem folosi ca să dezvoltăm noi propriile noastre aplicații. Și o prezentare a state of the art. Și la sfârșit, colegul meu a prezentat un hands-on pe diferite API-uri de la firme importante, cum ar fi Amazon, Microsoft și mai departe. De ce AI? O personalitate în domeniul ăsta, Andrew Ng, spunea că AI is the new electricity și este extrem de dificil să te gândești la un domeniu în care nu ai putea să aplici AI, de la IT, web search, la advertising, retail, telecom, banking, insurance companies, ca pentru loan approvals sau pentru fezabilitate și mai departe. De absolut, în aproape toate domeniile se poate aplica astăzi AI. Ca și tipul de AI, toate categoriile de mai devreme sunt weak AI. În sensul că sunt pe anumite nișe orientate, algoritmii nu se pot generaliza de la o nișă la alta și, desigur, aplicațiile nu sunt departe de a fi ceea ce se ilustrează în filme de la Hollywood algoritmi conștienți, Skynet sau așa departe. Dar sunt și alte două categorii, și anume Artificial General Intelligence, ceea ce se dorește generalizarea algoritmilor curenți să meargă de la o nișă la alte nișe, și apoi Strong AI, când algoritmii care efectiv sunt conștienți și pot lua decizii singure, autonome și mai departe. Sunt trei componente mari ale Artificial Intelligence, și anume domeniul mare Artificial Intelligence, un subdomeniu Machine Learning, despre care o să dăm detalii în continuare, și apoi Deep Learning, o nișă care a căpătat foarte mare importanță în ultimii ani. În Artificial Intelligence, sistemele sunt puțin mai ciudate. Sunt bazate în majoritatea pe rule-based, if-else condiții programate de utilizator. Asta este un exemplu, Eliza, un chatbot dezvoltat în anii 60, folosit în scopuri psihiatrice, de exemplu, dezvoltat în această manieră. Alte categorii de algoritmi din cadrul Artificial Intelligence, care nu sunt Machine Learning, sunt Genetic Algorithms, puteți să-mi auziți de ei, Swarm Intelligence și, în general, probleme de search și optimization. Care sunt, în principiu, sunt programe scrise de oameni cu anumite reguli, care orientate să obțină să îndeplinească anumite obiective. Deci nu au capacitatea de a învăța singure regulile, ci ele trebuie să fie preprogramate. De aceea, următoarea categorie, subcategorie din Artificial Intelligence, Machine Learning, se orientează pe mecanismul ăsta de învățare automată a regulilor. Și atunci ne putem întrebarea, cum învățăm noi? Și, în principiu, sunt două mecanisme importante. Prin repetare, iar repetarea poate fi cu ajutorul unui învățător, cineva îți arată cum se face un anumit lucru, sau poți să auzi persoane cum vorbești și să înveți să vorbești singur o anumită limbă. Și prin greșeli. Când ne lovim pur și simplu de greșeli noastre și învățăm să nu mai facem un anumit lucru. Când învățăm singur care sunt pașii ca să ajungem la un anumit gol. Și pe baza la aceste două metode, avem trei categorii. Supervised și unsupervised sunt învățare prin repetiție, cum am spus mai devreme, și reinforcement, echivalentul învățării prin greșeli. La supervised avem două categorii importante, classification și regression. Adică putem să clasificăm tipuri concrete, discrete, sau o serie de valori. La unsupervised putem să determinăm, să extragem informații din datele noastre, de exemplu, algoritmi de data mining. Informații relevante pentru firme cum ar fi Amazon, Netflix, legate de diferiți clienți ai lor, preferințe și așa mai departe. Iar la reinforcement sunt de obicei algoritmi din jocuri video, de exemplu, sau sisteme agenți care vor să ajungă la un obiectiv și au o serie de acțiuni. Oricine poate să, sau nu, să-i aducă mai aproape de obiectivul lor. Și se bazează pe găsirea acestor funcții obiectiv. Mergem mai departe. Subcategoria din machine learning, care a ocupat un număr cel mai mare de adepți, este rețelele neuronale. Aici este ilustrat o rețea neuronală foarte simplă,
Și o puteți accesa pe TensorFlow Playground. Link-uri și mai multe și alte resurse o să le aveți în prezentare și o să vă dăm la sfârșit. Și aici, un foarte mare avantaj pe care îl avem în zilele noastre este că avem o serie de resurse online care ne ajută foarte mult să învățăm mult mai ușor elementele de machine learning, de reține neurale și așa mai departe. Le putem folosi direct, fără să crească să ocupăm un proces complex de instalare pe calculatorul nostru, le putem accesa din browser și să vedem cum funcționează, să înțelegem mai bine. Așa cum spuneam aici, este un exemplu de rețea neuronală simplă. Dar la fel de simplu putem accesa librării, pachete din browser ca să folosim rețele neuronale mai avansate, cum ar fi rețele convoluționale sau recurente. Asta este, de exemplu, cea de aici, o rețea neuronală deep, conceptul ăsta de deep learning mai recent, folosit, asta este un exemplu de la Google, folosit pentru image recognition, de exemplu. Dacă până acum am vorbit despre simple neural networks și deep neural networks, astea au fost generațiile 1 și 2, acum se lucrează la generația 3 de neural networks care replică mai bine ce se întâmplă în creierul uman, spiking neural networks. Și aici încă nu au aceeași performanță ca și cealaltă, dar este un domeniu în care se lucrează. Dacă se va ajunge să fie la fel de performante, atunci s-ar putea să aducă mult mai multe avantaje și să ne apropie mai mult de acela AGI. Și acum, tool-uri și librării, biblioteci pe care le puteți descărca, pe care le puteți folosi, ca să implementăm proprii noștri algoritmi. Sau să rulăm algoritmii altora și să îmbunătățim, de exemplu. Aici sunt o serie de tool-uri pentru diferite limbaje de programare. Python este cel mai folosit, dar desigur sunt și C++, JavaScript, care merge accesat din browser, Go sau chiar pentru Java, cine este familiar cu limbajul ăsta. Și, așa cum spuneam, sunt foarte multe resurse online, gratuite, cursuri de la Harvard, MIT, Stanford și așa mai departe, unde sunt principalii pionieri ai domeniului, prezintă ultimele noutăți, state-of-the-art din domeniu și rezultatele lor și ideile lor de viitor. Și aici sunt câteva link-uri, de exemplu, Coursera, IDX și așa mai departe. Dacă doriți să efectuați research pe cont propriu, de asemenea sunt o sumedenie de resurse. Jupyter, de exemplu, este un caiet virtual în care puteți prezenta atât rezultatele, cât și să rulați în timp real codul sursă și să-l faceți public apoi pentru alți utilizatori. Deci, practic, cercetătorii pot să șeruiască mult mai bine datele folosind instrumentele astea și noi le putem folosi ca să dăm studenților sau să facem share între noi. Kaggle este un website unde putem să descărcăm dataset-uri cu care să ne jucăm, informații din care să extragem diferite, să rulăm diferiți algoritmi. Și Anaconda, de exemplu, este principalul pachet folosit de cercetători, se descarcă foarte ușor, se instalează ușor și aduce toate librările astea pe care le-am menționat mai devreme. O să fac o scurtă prezentare prin state of the art acum. La domeniul acesta de classification și regression, în principal putem clasifica imagini, sunete, orice semnal din care putem să extragem tipare. Asta este exemplul de un dense captioning, vedem aici o imagine în care sistemul automat a învățat să delimiteze zona în care se află un obiect și să facă captioning ce obiect este reprezentat în zona respectivă. Și are o performanță extrem de mare, acuratețe de între 70 și 80%. Deci, efectiv, atinge nivelul uman de caracterizare de captioning pe imagini. Aici este un alt mecanism de captioning în full phrases. Iarăși, nu știu dacă se vede textul, dar descrie cu acuratețe extrem de mare ce se află în pozele respective. Desigur, mai dă rateuri, dar este cu mult peste ceea ce era în urmă cu câțiva ani. Și modelele acestea, tool-urile, le puteți descărca și instala în chestiune de 5 minute pe calculatorul propriu. Aici aș dori să vă arăt o mică chestie care mi s-a părut foarte interesantă. Nu știu dacă merge aici. Da, e un video. Okay.
Acesta este un exemplu, tot rețea neuronală care face predicție pe imagini și ceea ce se poate observa este, dintr-o serie de imagini, se le constituie mediul 3D și permite utilizatorului să vadă, imaginele sunt în dreapta sus, iar reconstrucția permite apoi vizualizare mult peste ceea ce poate, de exemplu, astăzi Street View. Da? Se poate observa, aici sunt câteva exemple într-un castel, într-un muzeu și așa mai departe. Nu aș lăsa să meargă mai departe acum. Aplicații foarte interesante, de asemenea și importante, sunt în medicină, unde s-au aplicat deja machine learning pentru tratarea cancerului, pentru a găsi tratamentul cel mai potrivit, dar și pentru identificarea cancerului și în industrie, de exemplu, Google și-a reușit să-și reducă cu 40% costurile, cheltuielile de electricitate din data centrele lui. Desigur, am auzit cu toții de Google Self-Driving Cars, este un alt exemplu foarte important. Și de relativ recent, Google a creat un sistem AlphaGo care a câștigat în fața celui mai bine cotat jucător de Go. Un joc extrem de dificil de programat, pentru care să găsești un algoritm eficient, performant. Și poate ați mai auzit asta încă din 2011, IBM a dezvoltat un sistem, Watson, care a reușit să bată, prin procesare de limbaj natural, cei mai buni jucători umani la Jeopardy. Asta înseamnă că sistemul putea să înțeleagă întrebările și să răspundă, inclusiv ținând cont de subtilități de limbaj. Iarăși un achievement foarte important. Și acum o să-l las pe colegul meu, Gabriel, să prezinte o serie de API-uri pe care le puteți folosi. Și până acum v-am arătat biblioteci pe care le puteți descărca. Gabriel v-am arătat API pe care puteți apela direct de la Amazon, Microsoft, IBM și așa mai departe și le puteți folosi direct, integrat direct în aplicațiile voastre. Merci. So, înainte de toate, vreau să spun doar că ce vă prezint eu acum e doar un subset din ceea ce există. Am pus pe slide-ul ce mi se pare mie mai interesant, dar cu siguranță există și alte servicii pe care le puteți folosi. Ideea, principalul avantaj este că dacă până acum câțiva ani aveai nevoie de o întreagă armată de oameni care să-ți facă setup la infrastructură, hardware și software, acum putem folosi servicii de inteligență artificială care sunt oferite de jucătorii mari de pe piață. Și configurarea și integrarea în aplicațiile noastre o să se facă în câteva minute, 5 minute maxim. O să avem și un hands-on demo la sfârșit, o să vă arăt un pic cum funcționează. Acum, o să încep cu Microsoft, care oferă în suita de Cognitive Services, o serie de servicii orientate către Artificial Intelligence. Primul dintre ele ar fi Computer Vision, care ce face, practic, analizează o poză din mai multe puncte de vedere. Cum zicea și Mihai, îți poate face o descriere asupra pozei respective, de exemplu, să știi ce se întâmplă în poza aia într-un mod foarte similar cum ar face un om. Pe lângă asta, poți să găsești ceva taguri acolo, ca să știi tot felul de obiecte sau persoane care se regăsesc în poză și așa mai departe. Pe lângă asta, Microsoft oferă și posibilitatea de analiză a videoclipurilor almost real-time, folosindu-se de exact aceeași tehnologie. Mai departe avem Emotion, care are obiectiv, ca obiectiv să surprindă emoția de pe fețele noastre. Și există câteva emoții pe care le surprinde într-o oarecare măsură cu un anumit procent de certainty. O să vedeți anger, disgust, fear și tot felul de alte chestii genul ăsta. Face-ul. Foarte similar cu emotion-ul, dar pe lângă asta oferă și posibilitatea de a identifica dacă personajul este dacă poartă sau nu ochelari, dacă e bărbat, femeie, care e în vârsta și are ceva accuracy destul de ok. O să vedem și cu asta poate un mic demo dacă ne permite timpul. Next avem Content Moderator, care are scopul de a modera tot ce înseamnă conținut de la text, poze sau videouri după niște algoritmi pe care îi putem configura noi înșine. Partea de speech. Text-to-speech, pretty straightforward, pe care nu se insistă prea mult, dar există.
speaker recognition, care am avut și ocazia să-l testez, din păcate nu a mers în cazul meu, dar scopul lui este de a identifica cine anume vorbește. De exemplu, pe site-ul de la Microsoft o să găsiți niște discursuri de ale președinților americani și tool-ul știe să recunoască pe baza vocii cine vorbește. Eu am încercat cu mine și din păcate nu a mers, dar nici calitatea nu a fost foarte, foarte bună și ca și mult domnul de fond. Language understanding se referă la modul în care Microsoft reușește să înțeleagă intentul pe care îl putem transmite. Dacă combinăm chestia asta cu un speech-to-text, obținem o soluție sort of end-to-end, ca să zic așa, pentru speech recognition, eu îți dau o comandă care nu trebuie să se traducă mutamul la ceva, nu trebuie să fie o mapare de 1 la 1, dar ideea e că eu pot să-mi exprim un intent, cu acel intent pot să-l preiau folosind aceste servicii și să fac ceva. Intenturile sunt exprimate iar cu un anumit percentage de certainty și bineînțeles că o să se voteze pe mai multe în funcție de cum îl configurăm. Partea de video e destul de interesantă în contextul în care oferă inclusiv parte de stabilizare de video. De exemplu, dacă mergi cu bicicleta și ai o cameră pe cască, e destul de shaky la un moment dat imagine. Știu că există deja ceva algoritm cu stabilizare, dar dacă ai ceva foarte, foarte shaky, aplicând servicii de loc, poți să faci chestia asta direct. Iar ai posibilitatea să-ți extragi cu tot de thumbnail-uri, asemănător cum faci și Google pe YouTube, dacă ați văzut în ce caz să te glați. Și cam atât pe partea de Microsoft Cognitive Services. Next, zicea Mihai de IBM, care a fost surprins să văd câte servicii oferă. Cei drept sunt mai micuțe, dar sunt multe și unele sunt chiar interesante. Partea de conversation vă oferă un bot cu care puteți să... Probabil că ați auzit de bot frameworks, sunt tot felul de bot cu care poți să interacționezi ca să îți automatizeze diverse task-uri. De exemplu, știu că și ceva bănci de la noi folosesc ceva de genul ăsta acum. Așa, mai ok. Next. Avem un tone analyzer care detectează pe baza input-ului ca și text cât de poate frustrat, nervos, mulțumit este clientul cu care teoretic vorbești. Bineînțeles, asta se poate aplica peste tot. Am făcut și eu ceva teste. Pare că e ok. Avem parte de document conversion care e un fel de serviciu pe care ți-l oferă ca suport ca să folosești altele. Practic ce face, te lasă să importi documente de orice fel, orice fel, marea majoritate, texte, PDF-uri, Word, HTML-uri, ce vreți voi, și le uniformizează într-un format în care ulterior o să poți să faci ceva query-uri pe conținut, astfel încât, fiind total nestructurat, poți să ajungi la rezultate relativ repede. Language Translator, pretty straightforward, și Google-ul are și Google-ul cred că e mai bun un pic aici din ce am văzut eu. Partea de Natural Language Classifier și Understanding, e la fel ca la Microsoft, practic, modul în care poate să detecteze serviciul de care este intentul nostru și puteți să facem ceva în privința asta. Personality Insight, asta mi s-a părut iară foarte interesant. O modalitate prin care tool-ul poate să facă matching între mai multe persoane în funcție de modul în care ele scriu ceva anume. De exemplu, poți să vezi după modul în care scrie cineva niște review-uri la o carte, la un film, whatever, dacă ai ceva matching pe anumite criterii cu o altă persoană care scrie într-un mod asemănător. Are ceva requirement că trebuie să faci minim 1200 de cuvinte ca să îți dea un rezultate de câte accurate, dar pretty interesting. Partea de retrieve and rank se bazează puțin pe partea de document conversion de care vă ziceam mai devreme. Se axează cumva pe partea tehnică. Din ce am văzut, există un anumit set de informații pe care le învață și anume contextul ăsta erau ceva manuale, deci de-a fost foarte groase de aerodinamică sau ceva de genul ăsta în exemplul lor. Care îți permite ulterior după aceea să pui ceva întrebări și să-ți răspunde cât se poate de tehnic înapoi să-ți dea un răspuns relevant. Și asta se bazează fie pe partea de document conversion.
Next, speech to text, text to speech, nu mai intru aici, am povestit deja despre ele. Partea de discovery e asemănătoare cu partea de retrieve rank, doar că asta se aplică pe iar ceva text, e chestie generică, ca să poți să faci query-ul, să găsești tot felul de pattern sau tot felul de alte modele pe care ți le definești. Nu este targetat pe o zonă anume cum e aia tehnică. Moving forward, ajungem și la Google. Google Machine Learning Engine e baza, practic, pentru a analiza informații mari de, informații huge. Partea de vision e foarte asemănătoare cu partea de image recognition, care o avea și Microsoft-ul. Partea de natural language, care se văd că predomină în majoritatea. Partea de speech-to-text, iar Google-ul are o duce foarte bine aici. Partea de translate, aici mă gândesc că toată lumea a folosit asta cel puțin odată. Unul foarte interesant de care nu știam era Jobs, care momentan din alfa. Jobs-ul ăsta ce face, vrea să facă mult mai ușoară căutarea unui candidat pentru un potențial job, ținând cont de diversi factori și promite că face foarte, foarte mult, o să fie concurență very interesting pentru LinkedIn, I guess. Ok, partea de video intelligence e asemănătoare cu cea de la Microsoft, momentan este în beta. Last but not least, Amazon, care vine cu trei chestii aparent simpluțe, dar, de fapt, toate chestiile despre care am povestit până acum sunt primate în astea trei. Partea de Lex, care este speech-to-text, poly text-to-speech, cu mențiunea că suportă 24 de limbi, dar pe lângă asta are 47 de voci, female, male, și pe lângă asta are și partea funny cu accente. Să vezi ce fain zice cu un accent British sau Scottish sau un felul de alte chestii. Foarte, foarte tare. Și pe lângă asta, ce mi s-a mai părut mind-blowing și n-am mai văzut asta nicăieri, are ceva feature pentru whisper mode. Dacă vrei să folosiți. Ok. Bine, nu, sună destul de natural, dar totuși nu cred că se compară cu the natural speech. Eu mă tot gândesc ăla cu reclamele cu Black Friday de primăvară, de mare voce foarte irritante. N-am scurios cum mai faci chestia pe acolo. Anyway, deci mai departe, parte de recognition, la fel, cum era și la Google și la Microsoft, detectează imagini, obiecte, imagini. Ce se întâmplă cu imagini, obiecte, persoane și așa mai departe. Poți să faci, să găsești similarități între cele două și așa mai departe. De ce cu capa? Am căutat, sincer, am căutat. Ideea e că eu de viață încă o chestie, eu cu capa mă gândesc la chestiile alea de pe Facebook cu particle. Anyway, trecem peste. Cam asta a fost. Vreau să fac un hands-on cu voi pe partea de Natural Language Understanding. Și pentru asta o să mă duc în Cognitive Services și vedem ce reușim să facem. O să fie un pic mai greu de manevrat și microfonul și laptopul, dar pe uite. Prima chestie, o să deschid partea de Louis AI, care face parte din Microsoft Cognitive Services. Și aici o să creez o aplicație nouă, o să-i spun demo. Ok, și acum o să îmi creez un intent, adică ce mă interesează pe mine să fac la un moment dat. Și intentul ăla o să pun ceva super simplu, o să pun momentan un take note. Asta este intentul pe care mă interesează pe mine. Și acum o să-i zic, ok, încerc să-l învăț în context de ce spun eu, să-mi întoarcă practic intentul ăsta. În sensul ăsta, eu practic încep acum să-l antrenez. Și o să zic, ok, când îți zic take note, obviously, dă-i drumul și ia notițe. O să zic, iară take note, da? O să zic, take a note.
See? Take a note, o să zic, write note, write the note, write something. Nu, write something, haide să lăsăm să vedem cum se comportă. Deci mi-am stabilit câteva fraze care teoretic ar trebui să-l ajute să înțeleagă când vreau eu ca să iau de fapt niște notițe. Îi dau un save, mă duc aici, îi dau train. Bun, și acum avem posibilitatea să testăm cum funcționează tot mecanismul ăsta direct din browser. În sensul ăsta o să zic că write something down. Chestia asta n-am pus-o acolo, da? Deci nu există, nu pare de unul la unul. Și hopefully îmi dă top scoring intent take note. O să zic ok, write down a note. Da? Iar avem top scoring intent la take note. Please, acum mă vedeți un pic, s-ar putea să ne merg să o please write down note. Ok. So this is it. Avem intentul nostru, toate bune și frumoase, iar acum îl integrăm în aplicația noastră. E super simplu, pornim, o să pornesc un video studio cu C-Sharp, că Mihai nu zis că se poate și cu C-Sharp. Așa. Și prima chestie, o să-mi aduc ceva library de la Microsoft, de Lewis. Lewis stands for Language Understanding, bla bla. Acronimul, da? Ok? Îmi instalez library-ul, I accept, of course. Ok, și după aia mă apuc și implementez ce mă interesează. Prima chestie, Lewis client, de fapt nici măcar. Hai să facem mai simplu. Nu bun. Pază. Ok. Și acum pe constructor aici va trebui să-i dau un app ID și un app key. App ID-ul mi-l iau de aici de dashboard, ăsta e app ID-ul meu, copy paste, nothing fancy. Ok. Așa. Și ne mai interesează un key. Ăsta e key-ul nostru super secret. Să nu-l memorăm. Ok. Prin momentul ăsta avem setup-ul făcut și acum putem să facem un Lewis result. Facem un predict și zicem please write down a note. Da? Vom dissolve. Acum, dacă l-am rulat, ar merge, pentru că am putea să-i dau publish. În sensul ăsta, mergem aici pe aplicație. Mergem aici la train and test. Train am dat o dată de mai dat, prin sigur că nu face nimic. Și s-a blocat. Come on. Demo așa până poate-și revine metru.
I stand my case. Dacă facă, facă, cred că și-o vedem. Clasic. Reușit să mă conectez înapoi. Îmi cer scuze pentru Golden Touring. Și ziceam că trebuie să-i facem un publish. Ok. Publish a fost făcut cu succes. Și acum o să pot să rulez aplicația și să vedem intentul. Toate serviciile pe care le-am prezentat până acum oferă diverse API la care vă puteți lega direct, dacă nu aveți ceva library-uri din astea dedicate. Și pe lângă asta, toate oferă posibilitatea de a vă conecta și folosi gratuit, într-o oricare măsură, serviciile astea. Sfatul meu e să vă jucați cu ele pe timp. Și vreau aici să vă mai arăt ceva foarte scurt. La Microsoft Cognitive Services, partea de face, care mi s-a părut foarte cool.
Avem aici ceva demo, ready-made, dar o să testăm și cu ceva custom. Practic, recunoaște că e female, age-ul 23,8, că poartă ochelari, smiling și e happy. Și aici vedem responsul care l-am primit în format JSON și vă spuneam toate emoțiile pe care le detectează și cu ce grad de precizie. Ok? Acum, just for the fun of it, o să fac o poză, o să iau asta de la event, nu prea am poze cu mine. Să vedem aici ce se întâmplă. Sper să nu crață. Cold director, vreau undeva pe la 30 de primăveri, aproape. Și asta m-a făcut dolder, ok. Oricum nu-i marge chiar așa mare. Putem încerca și cu altele, dar vă încurajez să vă jucați un pic aici, că e super easy. Și îmi zice că sunt neutral 82%. Ok. Aveți inclusiv posibilitatea de a verifica similaritatea între două fețe, să vezi, de exemplu, dacă e într-o ipostază clară, semăn cu aproape o altă interfață. Ipostază. Și e foarte tare că poți să detectezi în felul ăsta, poți să detectezi la un moment dat și rudele. Am văzut ceva aplicații și dintr-o poză zicea, ok, asta e the big sister, this is the little sister și așa mai departe. Very, very interesting stuff. Now, that's about it din punctul meu de vedere. Mai departe, dacă aveți ceva întrebări, vă stăm la dispoziție și vă mulțumim pentru atenție. Hai vreau să mai profit de ocazia asta, să spun că planurile mele, eu țin și un laborator de machine learning la facultate și planurile mele este să încerc să obțin feedback acum de la voi și dacă vi se pare un subiect interesant, ați văzut, am povestit despre API-ul și despre data set, cum le poți manipula, cum le poți antrena modele reale pentru aplicații practice proprii personale. Și aș dori să fac un fel de workshop la un moment dat, pe diferite tehnici de machine learning și dacă obțin feedback de la voi să știu cam cât ar fi interesant, ar fi super. Mulțumesc! Oh, super, super. Deci o să-ți facem workshop-ul ăsta. Mulțumim. Deci dacă aveți întrebări. Când aplicație gratuită, nu aplicație, produsul, tu ești produsul. Adică aplicațiile de genul ăsta sunt orientate pe user pentru a obține informații de la user și este un ciclu virtuos. Cu cât aplicația la inițial are un număr mic de adepți, apoi cu cât crește numărul de adepți, o să obține mai multe informații să se antreneze aplicația, cu mai multe informații aplicația devine mai bună, antrenează mai mulți utilizatori, este un ciclu virtuos și atunci e o afacere foarte avantajoasă pentru ei. Apoi informațiile astea le poți folosi, desigur, pentru advertising, pentru retail, să facă recomandări de produse și așa mai departe. Ceea ce nu neapărat este poate un lucru așa de rău. De exemplu, pe mine și pe colegul meu, Gabi, ne-am ajutat de câte ori să vedem recomandări la produse pe care le căutam online și care, pe urmă, aveau diferite avantaje, poate erau prețuri mai mici și așa mai departe. Deci, depinde până la ce punct. Practic nu sunt în totalitate gratuite. Au o oarecare măsură. De exemplu, Google-ul te limitează la nu știu, câteva mii de request-uri pe lună sau ceva de genul ăsta, sau pe zi. Dacă depășești un anumit grafic, te blochează. No. E mai mult pentru ca să te obișnuiești un pic, să vezi cum s-ar face și după aia speră să treacă tot de zi. Poftim? În limita respectivă, da. Acum nu știu cât de multe poți duce
la aplicații comerciale dacă ai 20 de call-uri pe internet sau ceva de genul ăsta. Este un brav. Un brav. Da, da, da. Alte întrebări dacă mai sunt. Ok. Da, da, da. Păi, când am început eu acele librării, majoritatea erau librării pentru prototyping, rapid prototyping and testing, dar sunt și librării, de exemplu, de la Apache, Hadoop, și mai departe, care implementează o serie de algoritmi. Odată ce îți antrenezi modelul, verifici, vezi că testezi și e ok, atunci poți să urci modelele respective în sisteme pentru producție. Deci sunt și sisteme on-premise care la fel sunt gratuite. TensorFlow, de asemenea, e folosit, de exemplu, în multe sisteme de producție și e gratuit, e open source, puteți, îl poți instala foarte rapid pe calculatorul tău. Deci toate sistemele acelea inițiale pe care le-am prezentat sunt, pot fi instalate on-premises, te poți juca cu ele și apoi dacă ai nevoie să scalezi sistemele astea pentru producție, apelezi la Hadoop sau știu ce. Spark, apar Spark și momentul ăsta. Da, da, corect. Deci o să fie un round după pe tot pe tema asta și poate continuăm acolo. Mulțumim frumos!